un obiectiv de investiții finalizat de societatea pe care o conduceți, cum îl apreciați? Cu mare bucurie facem o apreciere după experiența similară repetată la celelalte două centrale de pe Strej, la celelalte nouă din Amonte și la cea de pe derivația retezatului. Sigur că era normal să iasă un lucru bun și sperăm chiar a ieșit. Beneficiarul ne spune că cei 12 MW sunt, au o depășire de putere de 0,2 MW, ceea ce e un lucru remarcabil. Cât timp s-a lucrat la acest proiect? La acest proiect cu sincope, desigur, fiindcă în mod obișnuit nodul anterior precedent a hidrocentrală Plopii a fost terminată în 4 ani de zile, până la data recepției chiar. Și asta a durat mai mult, deci aproape 9 ani, fiind cu cei 2 ani, repet încă o dată, cu cei 2 ani perioadă de garanție. Și asta din cauza atât a unor soluții tehnice de optimizare care s-au dorit neapărat pentru a reduce considerabil valoarea investiției acolo unde a fost posibil și chiar s-au găsit modalități de a efectua această optimizare financiară și în mare măsură, sigur, a fost datorată întârzierea și intrării în 2012 a beneficiarului nostru cu o perioadă de 2 ani în insolvență. Lucrările atunci au fost stopate și la reluare cea mai mare problemă a fost obținerea terenului, deci achiziționarea terenului și punerea la dispoziția constructorului de către beneficiarul nostru a derivației aval de 2300 de metri, care a fost a necesitat un efort considerabil din partea tuturor, inclusiv a organelor locale, inclusiv a primăriei Bretea, ca să putem să eliberăm apa spre râul ei, spre matca ei și să amenajăm totodată și râul, cel puțin partea dreaptă riverană digului, pe toată lungimea de 2300 de metri. Vorbeați de potențialul hidroenergetic al României. Cum stăm aici în zona aceasta a Strejului și dacă mai există resurse? Noi avem o optimizare, hidroconstrucția vorbesc, cu multă experiență și colaborând cu proiectanți remarcabili, în speță cu fostul director al hidroelectricii, domnul inginer Răzvan Cojoc, care a pus mult suflet în optimizarea schemei Strejului până la vărsarea Mureș și la restituția debitului în Mureș, debit care este limitat. Intru în detalii fără să vreau aceasta constituie o problemă a continuării amenajării Strejului până la vărsare pe următorii 16 km. În speță este vorba de a menține debitul de restituție la cât a fost gândit la început, la 50 de metri pe secundă, Apele Române spunându-ne clar, mie personal, la o declarare de interes, ca să vă spun și numele hidroelectrice, având mandat, dacă n-am putea ca acest debit să fie schimbat și evident că nu poate fi schimbat, fiindcă gândirea tehnică este o gândire tehnică care trebuie respectată, mai ales la un lucru de important. Deci Bretea este pentru, ultima în avantaj. Pentru este, da? Debit instalat de 50 s-au gândit un lac de compensare în care cei 100 de metri cub pe secundă pe care avem pe tot râul Marea Val și pe Strei, pe cele trei noduri de pe Strei, să fie redus la 50 de metri pentru restituție, sigur mărind timpul de exploatare a celor două centrale din aval. Deci în loc de 4 am face două centrale naval, fiecare cu o cătere de 27 de metri, cu un grad de ocupare foarte redus a terenului, montându-le în tuburi de GRP de 3800, câte 3 pentru fiecare transport de acelor 50 de metri cubi pe secundă, și astfel am face o considerare considerabilă atât în ce privește prețul terenului în sine, cât și în ce privește uvrajele care se instalează, două turbine Kaplan de 4,5 MW în fiecare nod, aș ișderea toate, repet, o simplificare formidabilă și o schemă în care o găsesc foarte bună. Mai pe limba nespecialiștilor, mai are România potențial energetic? Potențialul energetic a fost definit de marele profesor, de academicianul Dorin Pavel în 33, într-o lucrare remarcabilă. Evaluarea potențialului hidroenergetic a României a fost printre primele făcute, printre primele țări din Europa care au avut o asemenea lucrare. O lucrare absolut remarcabilă, prin care era definit potențialul hidroenergetic major la 10.000 de MW. Avem astăzi amenajat 6.700 centrale, în centrale mari, nu pun la socoteală microcentrale, cele sub 5 MW, da? Avem 6.700 în posesia hidroelectricii, societatea care exploatează și gestionează tot potențialul hidroenergetic amenajat.
Și ar fi de dorit ca potențialul major, repet încă o dată, să fie amenajat și în România la nivelul, să fie valorificat și în România la nivelul la care este valorificat în celelalte țări ale Europei, respectiv peste 90%, majoritatea țărilor la peste 95%, fiindcă e un dar de la Dumnezeu neprețuit. Ne întrând în conflicte cu natura, găsind scheme de amenajare, ca pe ăsta cu captări, ca pe Jiu, captări la fața apei, n-am făcut să avem un grad de ocupare mare, n-am făcut să includem utilitățile, drum și cale ferată, sub cota unui lac imens, cum era prevăzut inițial, și cu o schemă de captare la fața apei, cu o cameră de încărcare subterană, o lucrare excepțională. Se găsesc soluții și sigur s-ar trebui să găsim soluții să ne apropiem de un grad de amenajare a tuturor țărilor civilizate, fără să prejudicem cumic natura sfântă acestei țări.